Salut tuturor, este Nick și bine am regăsit la un episod din Minecraft Skyward. Și ne zicea pe episodul de azi lăsat un like, că zicea cineva că bă, dacă primeți bani din like-uri, bă, like-urile doar pentru motivație, așa ca să, nu știu, să vedem, să-l facem și pe el să-i la curent cu ce înseamnă like-urile pe YouTube. Da, bă, hai să mergem multe și azi vorbim de ceva foarte, foarte, foarte interesant, așa că hai să jucăm în Skyward. Hai să o sun mai tare, că am zis că, uite bă, ce mă enervează, boom, aia mi se pare o porcărie, frate, mă, hai să jucăm. O să-mi dau fov un pic mai mare. Ăla e pentru survival. Bun, hai să jucăm niște Skywars noi și... Ce am ales? Am ales un alt kit? Ok, mi-am ales cel mai nașpa kit ever. Să mor dacă știam că... Oh my god. Bun, hai să vedem totuși ce avem. Fraților, astăzi o să vorbim puțin despre părerea mea despre jurături. Oh, da. Bun, bă, după mine... Ok, Project Eye Protection. Tu poți să pleci, așa nu erau prea buni ăștia. Bla, bla, bla. Bă, după mine, sunt doar niște cuvinte. Deci eu gândesc în felul ăsta. Asta e să ai potion și asta e swiftness. Ok, bun. Eu gândesc așa. Bă, frate. Ok, bun. Hai că tot am o stack de ouă. Hai, dau așa până îl dau pe băiatul ăsta jos. A picat, a picat. Și dacă cumva o să vrea să vină băiatul ăsta după mine, eu o să merg așa. Bă, frate, deci eu gândesc așa. Că, frate, în primul rând, deci în primul fucking rând, ăla care a inventat cuvintele, putea să zic așa, bă, canapea vreau să însemne, canapea vreau să fie canapea care e acum. Nu știu, așa au gândit-o, bă, așa gândesc. Și dacă, bă, frate, canapea putea să însemne fund sau orice altceva. Dar eu așa gândesc, uite la, hai că să nu mă vadă. Eu așa gândesc, bă, frate, ce e așa de, bă, frate, ăsta dacă a vrut să canapea așa, putea canapea să însemne fund. V-am mai spus. Ok, bun, asta o să dea în mine, nu se focusează pe mine. Și bă, gândesc, bă, nu mi se pare nimic ca normal, frate, adică doar niște cuvinte. Fac, doar niște cuvinte, frate, pana mea, ce naiba. Că tot acum, că, da, la mine e o problemă mare cu cuvintele urâte și... Calmează, calmează. Bun, și am încercat să vorbesc mai încet, nu știu dacă vorbesc mai încet. Că zicea cineva că mă aud foarte tare, mi-am dat și microfonul mai încet. Că zicea lumea că eu mă aud mai tare. Tochitul ăsta la mă zi tu dacă nu-s purcat. Zicea cineva că eu, dacă, când zic cu cineva în confă, eu mă aud foarte tare și el se aude foarte încet, ceva în genul ăsta, sau nu știu cum a zis. Și mă gândeam, bă, frate, pare logic, pare logic. Uitam, de pe Krekenor, deci de pe Krekenor, oamenii care au Krekenor o să audă cum au și eu, adică cum auzeam înainte, adică perfect, știi? Adică nu o să se pună problemă. În schimb, alți oameni, aoleu. Aoleu. Aoleu, aoleu, aoleu. Stai că am lag. Hai să-l lăsăm pe ăsta. Bă, frate. Aoleu, ăsta e carambol de la. Eu o să te bat pe tine, tu o să-l bați pe ăla. Bă, dar de ce am sensibilitatea așa mică? Și am lag, parcă. Bun, hai să o tai eu repede. Undeva pe aici. Bun. Am sensibilitatea prea mică sau mi se pare? Nu am mai făcut PvP de mult, îmi laghează, ce naiba se întâmplă? Ok, bun, hai să-mi dau frame-urile mai mici în primul rând. Să nu vine cineva după mine, bă, nu veniți, mă. Ok, să-mi dau frame-urile la 115. A, aveam ăsta, mă, panorama aia. Gata, mă. Holy shit, holy shit, holy shit. Bă, dar ce lovituri bune am prins băiatului. Ok, din păcate băiatul ăsta e fucking hacker. Ah. Ok, hai să-i dau o săgeată. Bun. Băiatul ăla e hacker, deci ați văzut că e hacker, băiatul ăla nu poți face nimic. Bun, să revenim la fazele noastre cu cuvintele urâte, i-am zis. Deci, fără mai gândesc așa, bă, frate, canapea putea să însemne fund. Sau birou putea să însemne, de fapt, ceacă sau ceva în genul, știi? Na, băiatul ăsta n-are nicio treabă, e... Deci, e panorama de mare. De unde ai avut, mă? El are hack, mă. El are hack. Uite-l cum merge el cu hack-ul, mă. Fii atent acum, ce de asta cu hack-ul. Ia uite mă, ia, aoleu, aoleu, ia uite cum dă. Mă rog, e ratat, mă rog, ok, bun, nu știu dacă are hex sau nu, dar hai să nu criticăm. Cam hai să, nu, hai să-mi aleg eu un kit bun. Ăsta era? Deci nu mai știu care era ăsta, era Invil, așa mă. Bun, hai să-mi iau repede, repede, ok, am de asta, hai să văd dacă cineva se duce, că s-ar putea ca cineva să meargă, nu se duce nimeni bun. Și s-ar putea totodată cineva să vină la mine, deci să mă gândesc mai bine când fac o alegere. Măcar am sabie, hai să pun enchant pe pantaloni.
Ok. O să liniștesc eu pe băiatul ăsta. Ok, și tu, băiatule. Să liniștim și pe tine, și pe tine. Chiar n-am nicio problemă, frate. Ah. Ok. Ok, și liniștim pe băiatul. Aole, frate. Bă, frate, bă, deci nu se mai poate, frate. Ho! Hai, mă, ești maker, mă. Ok, băiatul ăla unde-i? Unde-i? Ok, scuze că zic numai ok, dar mă concentrez, abia-l văd pe ăla. Și iată că l-am văzut și nu mai am săgeți. Deci mai are 4 HP, frate. Uite-alea cât mai are, uite-alea cât mai are. Ok, pot să mai înceantez ceva. Ok, hai să nu cad. Mă duc repede să pun enchant pe buți. Nu-i bine. Ok, hai să văd dacă cumva vine. Mai am o ultimă săgeată. Pot să-i trag direct? Nu. Fac, mi-am aruncat puțin. Ok. Bun, deci e 4 HP băiatul. Hai să-mi pun eu liniștit ăștia. Mi-am pus enchant. N-am nicio treabă. Nu! Fuck me. Au fost lag, de-aia nu am auzit eu blocurile. Bun, nu, foarte interesant. Deci eu nu murisem, bă, ce lag infernal, mă. Așa, să continui subiectul. Eu n-am nicio problemă cu persoane care înjură sau așa, pentru că am spus, asta e părerea mea, mi se pare normal. Într-adevăr, mai am unele dubii când vine vorba de vocabularele vacă, da, e mai frumos, nu știu cum să faci așa. Da. Nu, pentru mult, știi, adică, na, mă gândesc, bă, frate, ce plasă, frate, unde vorbească cum vreau. Că dă cumva notă de om, de vocabular, nu știu de care și nu știu cu ce, nu, astea pentru mine sunt prostii, deci, da. Acum nu știi și părerea mea despre lucrul ăsta, pac, aveam de asta, pac, hai să-mi pun și asta aici, și tu aici, și... vreți vreo nu să plecați, ia, să te văd pe tine, nu. Ok, hai să-l împing pe băiatul ăla direct în void. Nu! Nu! Shit me! Fuck me! Ok, bun. Hai să vedem cum... Salut! LOL! Ăsta e! Hai să batem hacker mai întâi. Deci uitați-vă ce hacker e. Nici n-are... Nici de-aia. Nici... Doamne! Doamne, frate, the hex was real! Ok, hai să vedem cum ajung și eu aici fără să mor. Hop! Iteme moca pentru snicuți. E bunuț pentru snicuți. Bun. Pac, pac. Bun, nu știu care e mai bun. Ăsta sau ăsta. Vă rog să-mi spuneți în comentarii. O să las protection 3. Să las un desta. O să-i țin și pe ăștia. Pac, 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 pac. Și acum asta să aruncă aici. Asta ce e? E potion. Da, nu e nevoie de potion. Bun, faza e că dacă mergi mai sus, o să te vadă ăștia. Dar eu o să merg, uite, așa. Și fiind cineva la mid... Bătându-se cineva la mid, o să-mi dau această poțiune. Dai că nu mor eu așa de repede. Hop. Ok. Nu, frate, și tu. Ori are knockback 2, ori are hack. Bun. N-am câștigat nici măcar una. O hartă șmecheră să nu prind. Dacă prind iară... Serios, tot harta asta? Bine, hai să atunci jucăm totuși, să facem ceva. Fuck, frate, deci nu mai pot să câștig, deci fucking... Oricum, văd că ăștia au început să facă ceva cu cheaturile, cu hack-urile, că văd că acum ați iei mai repede anticid. Păi, ceea ce e relativ bine, ok. Pac. Pac, uite, avem și o sabie relativ ok, bun, pac. Și hai să... Scoatem ceva din chestul ăsta, stai că am scos, nu-i neapărat ceva foarte, dar eu consider că sincer, e ceva bun, sincer să fiu, ok, bun. Băiatule, să nu te uiți la mine, te rog. Băiatule! Ok, ai în primul rând să-mi fac un zid. Da, dacă cumva vreați de ăsta. Bun. Ok. Hai să văd eu. Nu. No. Oh, și l-am scos pe ăsta, mă. Mamă, era să... Băi, de ce era să cad acum? Acum n-am căzut în viața mea de când joc Skyward, frate. Holy shit. Bun. Mai aveai ceva bun pe aici, băiatule? Oh, carte încântată. Oh, și de asta. Bun, no problem. Asta la vista, baby.
Eu hai să-mi pun pe papuci. Papuci. Fac protection 3, suntem protection 3 cu sharpness 1. Și dacă consumăm, dacă facem așa multe pac-pac, în sharpness 2. Power 1 și cu power 1, dau power 2. Ai, bă, boss. Am lăsat cam încet sunetul de la puțin. Uite așa, boss. Pac, 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 pac. Uite așa se face treaba, măcar acum mergem full enchantat dacă mergem. Vai, e ce idolul ăsta. Ok, ține acolo aia, boss. Ok. Bravo, boss. GG. Aoleu, săracul băiat. Ce voia să fie în capul băiatului ăsta? Serios, frate, adică uite, el îmi dă... El o să-mi dea mie de asta. Care dai? Opa, dar ce părere ai tu dacă fac eu așa? Băiatul ăsta nu prea vrea să ne dea nouă nimic, nimic special. Aia se bat acolo sau ce vor să facă? Că vreau, dacă e vorba despre bătaie, mă bag și eu. Ok, hai, sperăm să nu murim. Nu! Ok, nu! Nu, bag, 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 bag. Nu, frate, de ce s-a zboară, mă? Really, Hex? Ah, wow, GG. Totally Hex. Ok, bă. Mă rog. Deci, bă, cam atât a fost episodul ăsta. Sper să ne vedem la viitoare. Vă mulțumesc, pa!